Da, doamnă, Mariana, da, ce spuneai mai devreme? Că mai este și Rareș. Referitor la George. Nu referitor la George, referitor la Alexandra. Ah, zi. Că sunt de aceeași părere cu George, că ea îi folosește. Pentru că săptămâna trecută, Alexandra, când începeam noi să vorbim cu Marinescu, ne spunea întotdeauna, tăceți din gură, nu-i mai dați ceea ce vrea, nu-i mai dați materiale și brusc, deodată, se sucește la 90 de grade și deodată, de luni, începe și ea apărarea lui Marinescu. De ce? Este început din gol. Îi dăia materiale acum, Mariana. Mariana, nu-i dați voi. Asta dați voi ca să fiu și eu acolo, lângă el, ca să mă vadă. Că-i sunt apărat. Auzi, Mariana, și despre George spuneai că vorbește cam mult. Da. Până mâine dimineață. Păi dacă când începe, nu se mai oprește. Dar eu m-am obișnuit cu afirmația. Asta sunt ce pot să fac. Să știi că nu vorbesc mult, când vorbesc mult, nu pot să mă sor pe aia când spune că vorbesc mult. Că vorbesc mult. Mersi, Mariana. Cu plăcere, George. Dar oricum, Marinescu e obișnuit să fie pion, că așa a fost la început. Pac, te duci acolo, pac, e și posesiv, vorbim despre asta, cred că-s regele acolo, pe tabla de șah. Ia, hai! Doamne, iartă, mă aveai lesa săptămâna trecută și mergeai în 4 labi, tu ești regele? Doamne! Era o pedeapsă, Cristian. Era o pedeapsă pe care ți-a dus pe tine și mai rău. Ați văzut ce satisfăcut era? Lătra, acea, nu era deranjat, adică să meargă, era foarte fericit. Cristian, că tu ești așa mai capul strategiilor, strategul șef. Ia zi-mi tu mie, cum crezi că se vede Marinescu din exterior, având în vedere că voi săriți pe el? Eu le-am zis de foarte multe ori băieților și le atrag atenția să lăsăm și pe el să vorbească mai mult, că dacă vorbește mai mult, va vorbi și prost. Și de exemplu, azi dimineață, când s-a luat de Roberto, a început că te îmbraci așa, că ți ies unghiile, că nu știu ce, toată lumea a sărit pe el din apărarea lui. Într-adevăr, merita să-i se atragă atenția lui Marinescu, că o ia pe căile pe care spune că noi mergem și că jignim și că facem lucrurile astea, dar a făcut exact același lucru. Vorbește strict ce se întâmplă între mine și tine. Toate zilele astea... Băi, băiatule, când vorbești despre noi ca brigadă, ne incluzi pe toți. Când vorbești cu mine... Eu am aceeași atitudine față de tine? Stai mai calm, vorbește mai calm, vorbește mai calm astăzi. Păi n-ai cum, că eu mă îmbrac foarte bine și dau foarte mulți bani pe haine, n-ai cum. Și azi și ieri tu mă ironizai pe aici, și ostări, și pe aici. Eu n-am căutat nici măcar o secundă dialog să am cu tine. Nici măcar o secundă. Vorbesc cu Mănici acum. Dacă el ar fi regele și și-ar vedea de treaba lui și-ar vorbi doar subiectele lui și unul dintre noi s-ar băga peste subiectul lui sau s-ar băga peste subiectul altcuiva, el ar avea tot dreptul să implice. Dar atât timp cât el face același lucru, de ce vine și îi depășează altuia lucrul ăsta? Nu se pare lipsa de respect din partea ta, pentru că Alexandra n-a zis măcar o secundă, nu a pomenit niciodată familia ta. Tu nu înțelegi unul, dar puțin. Te-ai simțit că ți-am atacat eu familia cu ceva? Poftim? Te-ai simțit că ți-am atacat familia cu ceva? În momentul în care mi s-a readus același subiect. Nu, eu am vorbit de eu n-am vorbit despre familia ta. Am vorbit de 2 săptămâni în această casă și în momentul în care Nicos a venit cu acuzațiile respective... Eu n-am vorbit despre familia ta, am vorbit despre șederea ta în această casă. N-are nicio treabă copil, mamă, mătușe, verișoară. Eu n-am adus în discuție familia ta, doar șederea ta în această casă. Noi am zis un singur lucru. Nu ți-am jignit familia, n-am spus nimic, nimic din familia ta n-am adus în misiune, am spus atât, tu îți neglijezi familia, că tu stai aici. Nu sunteți voi în măsură să o judecați pe ea, dacă ea a decis să fie aici și a asumat acest lucru și are toate drepturile la fel ca și voi. Eu ca, nu știu, din postura de concurent, vreau și eu să-mi fac o relație. Și dacă îmi fac o relație cu un om de genul ăsta, fiindcă este un concurent, este o concurentă, eu o să-mi fac o relație, poate cu o concurentă, da? Ce să văd eu la o concurentă? Să vadă și toată lumea de acasă și băieții care vor veni în casă, că e genul de om care își neglijează familia, ea vrea doar bani să trimită acasă. Nu ești în postura în care se decize asta sau să o judeci. Eu trebuie să-mi fac o relație cu o fată de copil. Au fost băieți care și-au dorit o relație cu Alexandra, deși ție nu ți se pare ok cum procedează ea. Păi stați puțin, că poate atrag și atenția fetelor din casa cealaltă, că eu nu-mi doresc lucrul ăsta, spunând lucrurile astea. Cristian, despre sigiliul acela, bomba, ce se mai aude? Păi George, săracu, nu prea ține cont de hate, din câte văd. Are și cu cine să facă... Păi nu vorbi despre ce ai scris în acea scrisorică, pentru că vreau să o văd. Păi puteți să o aducem în platou, dar dacă nu s-a adeverit atunci... Du-te, du-te. Dacă nu s-a adeverit, degeaba. A, nu s-a adeverit? No, George e prea tank. Bine, lasă, nu-mi spune, adu scrisorica. Nu s-a adeverit pentru că eu, în afară de... S-a adeverit față de cum era săptămâna trecută, s-a adeverit. Păi, Pite! Nu citesc comentarii. Tu știi despre ce e vorba? Da. Păi înseamnă că n-au jucat corect, de asta nu s-a îndeplinit. Da, da, eu nu țin, eu n-am nicio treabă cu hate-ul, adică vorba altei persoane. Pe o persoană o bucură hate-ul, pe mine nici nu mă bucură, dar nici nu-mi provoacă nicio stare. Rareș! Da, ești aici cu noi, da. Ești bine. Ia spune-mi tu părerea ta. Despre? Despre Alexandra. Despre Alexandra? Da, pentru că apoi o să spun și eu părerea Alexandrei despre tine. Păi părerea Alexandrei despre mine am auzit-o și eu, știu. Nu știu în totalitate. Nu știu în totalitate? Am venit cu sigiliu. Adu aici, adu aici. Ce-i spus? Mulțumesc. Zi. Nu zici că ai făcut ceva. Păi am o părere bună deocamdată. Am stat... ce nu încerci să te apropii de ea? Încă ți-e gândul la Mădă? Da. Da. Și de ce nu faci ceva? Ah, gata, știu asta. Pentru Mădălina? A pierdut și partea asta. Păi ce să fac? Păi nu știu, n-ai idei? Ce eu cred că e cu moralul la pământ. Doar că... De ce e cu moralul la pământ? S-a așteptat la mai mult, cu siguranță, și din partea Mădălinei și... Alexandra, tu de ce râzi? Că mi-am adus aminte ce i-am spus lui Rareș. Ia zi, care-i părerea ei? Poftim? Zi-o, zi-o, să o aud de toată lumea. Am zis-o în față, știe deja. Ia mai zi o dată. Am zis că este un băiat frumos, păcat că nu are gusturi bune. Oh, te referai la... Mădălina. A, știu. Poftim? La cine te referai? Poftim? El a înțeles la ce m-am referit eu. La ce, că sunt curios, ce ai înțeles? Am înțeles exact ce trebuie să zic. Păi ce ai înțeles? Spune-i și mie. Legat de Adriana. Ce e legat de Adriana? Explică, ca să înțeleg și eu. Zilele trecute am vorbit la telefon cu Adriana, cât eu, cât și Roberto, adică de pe telefonul meu, pe FaceTime. Și... Nu se îndreaptă spre tine, la asta mă gândesc că Alexandra s-a referit la chestia asta. Da, Alexandra, la asta te referi. Cum adică? Voi vreți să dregeți subiectul ăsta, nu voi? Nicos! Doamna Cristina, pe bune, este normal așa ceva? Să pleci, pleacă! Nicos! Doamna Cristina, pe bune, este normal așa ceva? Alexandra, nu! Alexandra, te rămâi! Alexandra! Alexandra! Nicos! Ce ai făcut, Nicos? Dacă este normal așa ceva, doamna Cristina, nu este normal, iar Nicos va fi pedepsit pentru că eu l-am trimis acolo tocmai ca să împiedic astfel de situații. Așa ai trebuit când vorbește mult și... Nicos, ai fost rugat să încetezi și să te controlezi. Doamna Cristina... Dacă nu o să poți să faci asta, te rog să pleci din această emisiune definitiv. Acum că ești demachiată, să vedem care e urâta. Acum, dacă vrei să pleci, pleacă! Astfel de gesturi nu sunt permise! Te rog să ieși afară! Stați puțin, stați puțin. Deci ceea ce vrea să spună Alexandra, în momentul când spune că băiatul ăsta nu are gusturi bune, nu are gusturi bune și el a zis la început că s-a declarat doar pentru Mădălina, Alexandra vreodată în viața ei. Cum o face urâtă pe Mădălina? Alexandra vreodată în viața ei se va compara. Cu ce ocazie o face urâtă pe Mădălina? Hai să filmăm acum demachiată să vedem care e urâtă. Dacă vi se pare normal lucrurile astea, mă bucur. Mă bucur. Băi, Nicos, frumusețe aici, mă! Nicos, nu se face așa, mă! Lasă-mă, mă, dragă! Dar de ce? Hai să filmăm acum, să vedem care-i urâta! Care-i urâta acum? Păi, Nicos! Nicos, și tu ai procedat? E urât! Ai procedat, îi spuneai, dar nu te duci și dai cu... Trebuia să intervii dacă vrei să-i apărări, să-i spui... Deci eu am prins-o, dacă stădea cu ăla în cap... Pe Marinescu, ca să-l oprești... Nu trebuie să faci mișto de el, nu trebuie să-i atragi, nu se oprește. I-am turnat o văz în cap, s-a oprit. Pa, Alexandra, poți să te ceri cu ea 6 săptămâni. Îi spui să se oprească, nu se oprește. Uite, chiar vreau să-mi dea cu ăla în cap. Dacă îți dea cu ăla în cap. Dacă îți venea în cap, nu mai glumi așa cum... Deci nu... Da, sunt și eu curios acum, sunt și eu cu... Poftim? A, nu, că ți-e de unde să dea... Dar n-a vrut să dea jos. Da, fiți atente, fiți atente. A spus, mare gusturi, că tu ești urâtă. Ia uite tu acum, mă, dă aia acolo unde e ea plină de machiaj jos acum și pune-te un pic lângă ea. Să vezi care e urâta dintre voi două. Nu-i strici la valiera. Nicos, ce? Îi strici la valiera. Nu se strică, dragă, la valiera. Ca să pleci tu... I-am dat în spate, nu i-am dat în față. Nicos, că noi suntem ultimele urâte. Până în loc să vă bucurați că a făcut și ea un duș. Nu zicem că noi nu ne-am bucurat sau de genul, dar tu gândește-te la tine. Să fie clar, ea nu o face pe Mădălina urâtă. Deci dacă mai despre... Nu, să fie clar, ea nu o face pe Mădălina urâtă, punct. Și cu asta basta. Să facă urâtă pe ce vrea. Dar nu că poate să mă facă urâtă, poate să zică ce vrea ea, dar mi se pare perversă. Ea mai perversă din casa. Ia pune-te mă lângă ea. E cea mai perversă. Ia pune-te mă lângă ea acum. E ciudă că n-a ales-o pe ea. Când vreodată să te fac ea urâtă pe tine. Cu ce ocazii? Nu e vorba că poate să mă facă cum vrea ea, că puțin mă interesează. Nu accept eu. Dacă tu accepti, nu accept eu. Mădălina, tu n-ar trebui să accepti. Nu, ei, ea... Păi, stai așa, ce să-i spun? Să vreau la ceartă cu ea? Dar dacă nu înțelege, nu pricepe limba română, eu nu știu în ce limbă să-i vorbesc. Nu știu. Pe germană. Nu știu germană, îmi pare rău. Parcă m-aș înjura, nu? Parcă m-aș înjura, nu? Auziți? Parcă m-aș înjura, nu? Nu știu, n-am auzit, dar ți-am zis că ți-a adus mama în subiect doar. Da, ce să zic? 3 ore la machiaj, acum am scăpat 2 ore de aia. Gat! Nu ești sănătos la cap. Episodul 2, turn 3 litri de apă. Ce se întâmplă? Nu, Nicos, nu se face așa. După aia suport. Deci nu se face așa. În primul rând, te auzi pe tine, Miat. În primul rând este nesimțire cruntă din partea ei, pentru că eu cred că nu se uită în oglindă, nu are cum să compare niciodată și dacă tu... Probabil că nu s-a referit la frumusețe. El a declarat o singură femeie. El a declarat o singură femeie. Una singură a zis. Când l-am întrebat, îți place de altă femeie din această casă? Nu. Nu. Deci nu are acum să se refere la altă femeie. Am zis eu? Nu, te întreb. Care sunt gusturile? Mădălina. Iar tu, în momentul când vine o femeie și spune, ai greșit gusturile, iar tu vii și stai așa și zici, da, și la ce s-a referit? Păi, băiatul. Deci tu vii și luți pentru o femeie și în momentul când spune alta că... Că eu am declarat ei acolo ceva. Marinescu era și tu acolo. Din punctul meu de vedere, lasă-mă, George, să vorbească. Stai acolo, că... Din punctul meu de vedere... Lasă-l, George, să vorbească. Dă cuvântul, se face singur de râs, te rog. Alexandra a făcut un compliment lui Rareș și probabil că a zis că s-a orientat prost, nu știu, din punctul meu de vedere, ar fi vrut ca Rareș să se îndrepte către Adriana. Păi a spus care probabil că asta vrea. Păi, George, dar lasă-l să vorbească. Dar nu vorbește ce trebuie, care gustul. Dar lasă-l și asumă dacă vorbește sau nu ce trebuie. Tu părerea ta. Eu am fost acolo implicat în subiect și am auzit. Nu orienta, tu folosește cuvintele pe care le-a spus. Probabil nu, da. Păi probabil că Adriana ar fi vrut o relație și îi place de băiatul ăsta. Adriana și-ar fi dorit să fie el cel cu care cu Alexandra. Să formeze o relație. De ce spui orientat prost și nu spui are gusturi proaste? Așa, Alexandra a spus că are gusturi proaste, nu că s-a orientat prost. E o diferență. Păi asta e din cauza faptului că probabil că se ceartă mereu cu Mădălina. Da? Cum voi vorbiți prost, cum ea vorbește prost, așa a zis și Alexandra acum. Care e problema? Dacă Mădălina nu e frumoasă, dacă Mădălina nu are caracter frumos, dacă Mădălina nu are bun simț, înseamnă că s-a terminat. Deci înseamnă că s-a terminat. Tocmai asta e problema. Deci n-ai cum. Poate ea are alte gusturi, nu putem să o condamnăm. Are gusturi la femei, ea? În general, despre persoane, Cristian. Gusturi la bărbați, că ea vrea un bărbat, nu știu dacă vrea o femeie. Dacă vrea o femeie, să ne spună și nouă, dacă vrea o femeie. Mă gândesc că vrea un bărbat. Vorbeam despre persoane, George, de asta am folosit acea expresie. Alexandra mi se pare mult mai asumată decât Marinescu. Alexandra, când într-adevăr ea chiar e imparțială, dacă o deranjează cineva, poate să fie și sora, să-i spune în față. Pe Marinescu, dacă nu-l ataci, a zis și de Andreea mai devreme că e falsă sau ce a zis, că nu are nicio treabă, poate să fie și falsă, nu mă deranjează. Dacă nu mă atacă pe mine, eu sunt... și cum ești tu imparțial? Cum ești imparțial? Trebuie să-mi respecti mie deciziile. Te întreb un lucru. Te întreb un lucru. Te întreb un lucru. Cum ești imparțial? Nu te trag pe tine la răspundere. Nu, nu, eu cum ești imparțial? Nu poți, revin, nu poți tu să mă tragi la răspundere. Bă, dar nu te trag la moderator. Nu, dar nu sunt moderator. Dar și tu ești moderator de multe ori. Dar nu te trag pe tine la răspundere. Păi nici nu mă interesează ceea ce faci tu aici. Nu, nu mă interesează. Cum nu te interesează? Tu mă tragi la răspundere. Gata, nu vă mai trageți la răspundere unul pe celălalt, pentru că am înțeles suficient de multe pentru astăzi. Am înțeles de asemenea că nu vreți, nu puteți să vă comportați civilizat. Cel mai bun exemplu este Nicos, care va fi taxat pe măsură. O să vedem mâine ce se va întâmpla. Până atunci, cele 8 ore s-au încheiat. La revedere! La revedere! Tu ce căutai cu vaza în mână? Eu? Da. Da, normal, pentru că a venit și mi-a dat cu apă în cap. Da, am înțeles, dar cum ați ajuns până acolo? Pentru că m-am întors într-o fracțiune de secundă, nu v-am văzut. Doamna Cristina, în momentul în care eu am afirmat lucrurile alea... Ce? Că n-am auzit. Am spus ce ai spus cu Rareș. Așa. Am spus destul de clar. Este un băiat frumos, păcat nu are buză. Asta e. La cine te-ai referit sau la ce? M-am referit la faptul că nu se îndreaptă spre fata corectă în casă. Tocmai aici a fost problema, că nu s-a explicat până la capăt și Nicos s-a ridicat și s-a dus la chivetă, a pus mâna pe... O să te rog să calmeți, să vorbim. Ce să nu mai calmeți, doamna Cristina? Mi se pare normală? Nu, nu mi se pare normal, evident. Tocmai de aceea, cât am putut din casa cealaltă, i-am atras atenția, nu mi s-a părut firească nici reacția ta. Știți reacțiile mele, deci cu dar nu e normal. Nu am dat, nu l-am atins. Foarte bine. Doamne ajută că nu s-a ajuns până acolo. Ferească Dumnezeu. Nu am dat și nu l-am atins. Nu am controlat destul de bine, consider eu. Nu am dat. Sper să o faci și de acum încolo. Ne vedem mâine și o să discutăm atunci despre ce s-a întâmplat astăzi. Bine, mulțumesc. Ție nu-ți stă bine în rolul de bad girl, stă bine în rolul de fată sensibilă și așa mai departe. Cine îți dă ție dreptul să mă jignești? Dar ție cine îți dă dreptul să mă jignești pe mine, Andrada? Mi-ai și promis lui băiatul ăla lui Denis, că te uiți în emisiune, îți crești contul de YouTube și pe aia continui vlogul, treaba cu el. Și ți-ai bătut joc și de asta. Ai mai trecut încă un băiat pe listă. Nu am avut o relație cu el. Nu am o relație cu el. Nu voi avea niciodată vreo relație cu un asemenea specimen. El a ținut morțiș și m-a amenințat că lasă că o să știu, că știu eu ce fac de acum încolo. Eu am impresia că în ultima perioadă cam te uiți după mine, Marinescu. Vrei să-mi spui și tu ceva? În momentul în care am să mă declar pentru un băiat, o să mă vezi mai cu ăla, o să vezi. Mă credeți falsă? Bine atunci, am să spun de mâine, vin aici și spun îmi place de ăla, 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 ăla și ăla și vă învârt cum vreau eu. Vreți să vedeți? Tu vrei să-l pui împotriva mea? Mult noroc! Votați-mă în gală! Chiar vă rog eu să mă votați. Dar de ce te ataci așa? Eu am vrut să discut aspectul ăsta. Votați-mă că deja mă disperați, deci nu mai pot. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.